Este important de menționat că cu suportul Uniunii Europene a fost posibilă această intervenție la grădinița Prichindel în cadrul programului EU pentru Moldova Regiuni Cheie, implementat de către PNUD în parteneriat cu UNICEF Moldova. A fost identificată această instituție ca unde sunt necesare intervenții, fiind de mult timp nu a fost dotată cu echipament sau renovată, cred că vorbim de zeci de ani, și atunci în colaborare cu autoritățile publice locale s-a decis că această instituție va beneficia de intervenția din cadrul programului. Deci vorbim despre o contribuție de achiziții, materiale didactice, mobilier, pament tehnic, de în valoare totală mai mare de 20.000 de euro. Și pe lângă acestea sunt lucrări de reabilitare a grădiniței. Aici o să specific termoizolarea pereților, fațadelor, renovarea, reparația capitală a acoperișului grădiniței, reparația blocurilor sanitare, a 12 blocuri sanitare, lucrări adiționale pe interior. Deci este vorba de o intervenție în valoare totală de peste 6,4 milioane lei. Țin să menționez că este vorba de contribuția programului EU pentru Moldova Regiuni Cheie cu suportul Uniunii Europene, dar și contribuția autorităților publice locale, care au venit cu un suport în valoare de peste 3,7 milioane lei pentru a vedea această instituție de educație timpurie într-o nouă culoare, de a oferi condiții mai sigure și mai de o calitate mai mare pentru copii și pentru cadrele didactice. Dorim ca această instituție să devină un model pentru instituțiile din municipiul Cahul, de ce nu și regiune, dar și întreaga țară. На данном объекте с помощью программы EUFO Moldova, финансируемой Европейским Союзом, предусмотрены следующие виды работ. 100% замена кровель существующих корпусов на металлочерепицу, утепление наружных стен минеральной ватой толщиной 10 см, замена существующих окон, полная реновация санитарных групп, замена системы отопления детского садика, включая радиаторы и трубы. Стоимость этого объекта составляет порядка 6,5 миллионов лир. Для города Кагула это очень серьезная донация, которую осуществляет Европейский Союз в наш город.